E destul. Și după aia să venim înaintea Domnului cu cauzele noastre. Și aș dori ca Domnul să prezinte mijlocul nostru, să ne cerceteze. Nu că suntem noi mai buni, ci pentru bunătatea sa ce pare. Pentru dragostea Lui care are față de noi. Cuvântul spune așa de frumos, că ne iubește cu o dragoste veșnică. Vedeți ce bun este Domnul Dumnezeu nostru? Că a dăruit cea mai scump și mai de preț pentru tine și pentru mine. Știți care e valoarea sufletului tău înainte de Dumnezeu? Valoarea jertfei răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos de pe Calvar. Aceea este valoarea, l-a dat pe Fiul Său pentru noi. Cum spunea fratele aici, când stane, n-am o să dai pe Fiul Lui pentru un general. Așa Dumnezeu nu ne dă pe noi pentru alți oameni din lumea aceasta. Și noi ce aici am încheiat un legământ cu El, ne păzește și ne ocrotește, slăvit să fie numele Domnului. Cântăm cântarea așa anunțată și numai fratele Cornel.